Doi pași, centrarea lui Ioniță, balon respins de Albu. Djokovic încearcă să protejeze, respinge același Albu la centrarea lui Hoban. Culio, centrarea lui Culio, mult mai bună, Vinicius, și este gol, gol CFR Cluj, minutul 25, Vinicius deschide scorul după o centrare perfectă a lui Culio. Tepsi, 14 august, reușește să câștige acolo duelul cu Manas și să trimită imparabil 1-0 pentru CFR Cluj din minutul 25. Centrarea lui Fota, destul de bună, but cu capul! Ce ocazie are! La un moment dat era golgheterul CFR-ului. Apoi nu a mai reușit să înscrie deloc. Se pregătește să repună de la margine. Sucudean deviază, Babici. Bud foarte energic acolo, pasă a lui Culio spre Mailat, preluare bună a lui Mailat, încearcă să se debaraseze Mailat, gol! Oh, ce gol marchează Sebastian Mailat! Fantastică execuție, șut din întoarcere în vinclu și Mailat reușește să puncteze, se desprinde CFR Cluj 2-0, după ce mai devreme Chiajna a avut șansa de a face 1-1. Da, Fruniță, o pasă printre pentru Țucudean și cred că e penalti, se dă lovitură de la 11 metri. Ce intervenție are Caparcu aici, pasă excelentă a lui Ioniță, nu s-a mai putut opri. Să vedem. Se aude fluierul lui Cătălin Popa, Culio și apără Caparco. Până la urmă i-a ținut jocul lui Caparco, iar